Bună ziua tuturor! Începem de astăzi o serie de episoade cu lucru la câmp. Primul lucru care toată lumea îl cunoaște, cheta. Ce înseamnă cheta? Despre ce este vorba în chetă? Voi exemplifica acum cu un câine de aproape 2 ani, de 2 ani de fapt, care evident știe cam despre ce e vorba, dar încă mai este și cu el ceva de lucru. Avem vântul care îl avem în față, întotdeauna trebuie să avem, ce trebuie știut este că întotdeauna trebuie să avem vântul din față. Vă voi explica cum procedez eu când lansez câinele în chetă. Veți vedea toți pașii, iar evident restul filmului vor fi explicații, unele și cu creionul și hârtia în mână. Bună ziua din nou! Continuăm de data aceasta zona teoretică a explicării a ceea ce se numește chetă de vânătoare și cum ea practic trebuie înțeleasă și în același timp lucrată. Cred că cel mai simplu este să facem niște scheme, din cauza asta să începem să acceptăm această coală de hârtie, practic zona de câmp pe care o căutăm, tarlaua pe care o căutăm. Avem în condiții ideale vântul de la ora 12, deci bate spre noi. Noi plecăm de aici. Întotdeauna punem câinele lângă noi. Tarlaua trebuie gândită, practic trebuie realizată o strategie în așa fel încât zona să fie cât mai bine, cât mai căutată, cât mai meticulos. Practic plecăm de aici. Acesta suntem noi, acesta este câinele. Foarte important, având vântul de la ora 12,
deci punem 12, așa. Este practic procedeul cel mai bun memotehnic de a reține toate aceste, tot acest ansamblu. Direcția noastră de deplasare este foarte importantă în această situație, pentru că funcție de direcția noastră de deplasare va fi și direcția câinelui. Câinele este un oportunist. Întotdeauna un ochi îl va avea pe noi. De aceea, plecarea se face pe această direcție. Câinele pleacă, deci îi se dă drumul. El întotdeauna ne va depăși și linia lui de căutare va fi aceasta. Direcția de căutare a noastră va fi, cum am spus mai devreme, direcția aceasta. În momentul în care vedem câinele că a ajuns la marginea tarlalei, la marginea zonei pe care o căutăm, următoarea mișcare a noastră, dacă nu vrem să lungim cheta, va fi să ne întoarcem. Câinele automat va avea, în momentul în care întoarcem spatele, el va avea direcția de căutare pe direcția noastră. El în permanență trebuie să ne vadă spatele, nu trebuie să ne vadă fața și ochii, dar întotdeauna trebuie să avem un ochi pe el. În momentul în care ne deplasăm pe această direcție, câinele întotdeauna ne va depăși și exact ca mai devreme, în secunda în care vedem că a ajuns la marginea tarlalei, schimbăm direcția. Atunci și câinele va schimba direcția. Avem, deci, această suveică pe care am desenat-o până acum, aproximativ. Și ce trebuie să știți? Câinele are două modalități de abordare a terenului, și anume, totul va fi, bineînțeles, funcție de vânt. Cheta normală în suveică a câinelui, și anume ceea ce se numește chetă pe vânt, este ceea ce am desenat aici, și anume întoarcerea în cazul vântului de la ora 12, întoarcere perfect perpendiculară pe vânt. Dar totodată există și chetă sub vânt. Ce înseamnă acest lucru? Câinele nu mai întoarce pe această direcție, ci întoarce pe această direcție. Cheta sub vânt este de nedorit. De când e câinele tânăr, trebuie obișnuit să întoarcă corect pe vânt, pentru că abordarea corectă a vântului îl va pune în permanență în poziție favorabilă față de vânat. Iar cheta sub vânt în permanență trebuie sancționată. Sancționată cum? În primul și în primul rând, comanda down, pe care o cunoaștem deja, pe care câinele o cunoaște deja, și cum este exemplificat și în filmulețul de dinainte, în momentul în care câinele a întors incorrect, în momentul ăla fluier down, ne ducem spre el și îl punem, îl forțăm să ia vântul cum trebuie. Bineînțeles că nu imediat câinele va face legătura între comanda down și întorsul corect pe vânt, dar garantat după un număr de exerciții, acest lucru se va întâmpla. În primul și în primul rând, nu-i va face plăcere să fie stopat din chetă. Și în același timp va înțelege cu timpul utilitatea acestei întoarceri. După un număr de exerciții, veți constata cheta câinelui că va deveni acea suveică pe care ne-o dorim. Și rețineți, foarte important este mișcarea noastră. În permanență câinele trebuie să vadă spatele nostru. Mișcarea din ce în ce mai puțin se va micșora, și aici mă refer la mișcarea noastră, care inițial e ceva mai lungă. În momentul în care vedem câinele că deja are o lățime a chetei, o lungime a chetei corecte, automat ne micșorăm
distanța de deplasare. Orice câine tânăr are nevoie de ghidaj. De aceea, la început, mișcarea va fi mai amplă. Apoi, câte puțin, câte puțin, prin exercițiu, vom avea doar o mișcare din ce în ce mai mică, aproape rectilinie, pe direcția vântului. Iar câinele, bineînțeles, va avea o mișcare amplă, corectă și o abordare corectă a terenului. Ce trebuie să înțelegem? Așa. Noi suntem acest punct, iar câinele execută această chetă. Avem două noțiuni care mă simt obligat să le menționez și avem așa. Avem lungimea chetei, care este distanța de aici până aici și de aici până aici. Se poate calcula stânga-dreapta sau se poate calcula în totalitate. Și avem lățimea chetei. Lățimea chetei care ce înseamnă? Înseamnă exact distanța dintre cele două spire ale suveicii pe care câinele o generează în câmp. Și anume, din acest punct până în acest punct. Aceasta este lățimea chetei. Bineînțeles, este de dorit ambele să fie armonizate, în așa fel încât terenul să fie căutat cât mai bine. Lungimea chetei poate fi determinată tot prin acest procedeu, și anume comanda de down, fluier cu thriller, comanda de down și stânga și dreapta și automat egalizată. Și în același timp, dacă cumva, merg pe verso, avem o lățime un pic aberantă și un pic anormală, vă dați seama, între aceste două puncte există o bucată de teren care nu e căutată cum trebuie. Automat ne trebuie o chetă corectă, cu o adâncime, o lățime mai firești. Și aici mă refer la puterea olfactivă a câinelui. În momentul în care avem de-a face cu această chetă foarte largă, lată, mult prea lată, în momentul ăla, modalitatea de restrângere este tot comanda down. În momentul în care vedem că s-a întâmplat acest lucru, comanda down, ne deplasăm direct spre el și mișcarea noastră va fi aceasta și automat câinele va merge după noi. În momentul în care el întoarce și îl sesizăm că are tentația să plece iar, undeva pe aici, în acest punct, comandă down, ne deplasăm până la el, iar îl punem să caute pe lângă noi. Sper că am fost suficient de explicit și, bineînțeles, vom mai insista în episoadele următoare asupra chetei. Mult succes, mult noroc, mult vânt bun, condiții meteo bune, cel puțin anul acesta, după cum se știe, n-au prea fost grozave pentru vânătoare și mai ales pentru vânătoarea cu câini și cu câine de aret în special, și la bună reauzire!